A fi singur deseori este considerat că ori nu agrezi compania altora, fie ori alții nu agrează compania ta. Indiferent de situație, nimeni nu are de pierdut. Dar a fi singur nu este ceva rău. Solitudinea are propriile ei avantaje și când înveți să o prețuiești la adevărata evaluare, vei descoperi că poate contribui la dezvoltarea ta personală. De obicei, când relaționăm cu mai mulți oameni, ne consumăm propria energie. Poate fi destul de epuizant din punct de vedere mental și emoțional să relaționezi permanent cu oamenii. Pe de altă parte, când îți petreci timpul singur, ai ocazia de a-ți reface energia, de a lua o pauză de la această sarcină atât de solicitantă de a interacționa și a înțelege pe toți. Ne trăim viața într-un ritm foarte alert, atât de alert încât foarte rar mai găsim și momente de liniște și singurătate. Solitudinea este mediul ideal pentru introspecție.